peste o săptămână vei primi 9.500 de lei sau chiar 11.000 de lei pe săptămână. Iar cu o investiție de numai 3.000 de lei poți câștiga 30.000 în fiecare lună. Sau poate vrei să primești direct pe card câte 1.200 de lei în fiecare zi? Tot ce trebuie să faci este să completezi un formular. Dar cum putem afla dacă o ofertă financiară văzută pe internet este adevărată sau e o escrocherie? În primul rând, analizați dacă există vreo legătură între numele paginilor care promovează aceste oferte, numele băncii care apare în imagini și denumirea site-urilor către care duc acestea. Observăm că toate aceste site-uri, cu denumiri imposibil de pronunțat, nu au vreo legătură cu site-ul oficial al băncii care apare în imagini, maip.md. Orice instituție bancară își va promova serviciile prin intermediul propriei pagini web sau cu ajutorul unor pagini deja cunoscute publicului, nici de cum prin site-uri anonime precum 5.qqqq.top sau 4.mmmm.top. Odată ajunși pe aceste site-uri, utilizatorii sunt îndemnați să completeze un formular, disponibil doar în limba rusă. Chestionarul începe cu întrebarea dacă aveți o listă de planuri și dorințe și se termină prin a vă cere date personale, precum numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Fiți conștienți că atunci când oferiți datele personale, inclusiv numărul de telefon, s-ar putea să fiți contactați de persoane nedorite. Odată ce escrocii v-au obținut datele, vor încerca să vă convingă să investiți anumite sume de bani, mai direct spus, să vă înșele și să vă ia banii. Fiți precauți, nu introduceți datele cardului bancar pe site-uri necunoscute și nu le oferiți prin e-mail persoanelor necunoscute. Înainte de a crede ofertele văzute pe internet, informați-vă sau contactați banca și întrebați dacă chiar există o astfel de oportunitate de investiție.